Dacă vedeți, nu știu dacă ați observat, dar pușcăria are încercuit așa cu roșu, ceea ce înseamnă că e făcută special pentru roleplay. Du-mă la secret, băiatul FBI cowboy. Nu știu dacă mă duce la secret, dar o să vedem acum. Ok, aici e secret? În sala de forță? Bă, aici e seiful. Ia vezi. Deci seiful nu e ascuns? Stai puțin. Deci intri, aici au voie doar angajații și aparent seiful nu este ascuns la pușcărie, bro. Bun, haide, 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 du-mă la secret. Oh, ia vezi, ia vezi. Ce-am zis acum câteva minute? Cu siguranță există pereți falși într-o celulă. Mamă, ce e aici, bro? Stai puțin că vreau să văd ce celulă e. Mamă, deci vreau să văd celula cu numărul 6. Deci la celula cu numărul 6 avem tunel secret pe unde poți să evadezi. Stai puțin. Am ieșit în celula cu numărul 5? Băi, deci sunt legate între ele celulele. Și acolo am fost, bun. Hopa, hopa, stai puțin. Stai puțin, ce e aici? Ce-i chestia asta? Stai așa să iau și eu o lanternă. Stai puțin, ce e crăpătura asta? Bă! Ia vezi! Sunt și mai multe tunele! E labirint aici, bro! Nici măcar nu știu dacă pot să scap de aici! Mamă! Deci e un labirint sub pușcărie și cred că te duce afară! Am ieșit afară, am evadat! Hudinașilor, am evadat de la pușcărie. Am ieșit prin partea asta și pot să scap. Deci am evadat de la pușcărie.